Nimeni nu scapă de treaba asta la out of the box. Dumnezeu pentru o zi. Iulian, 24 de ore și Dumnezeu. Ce faci? Ce schimbi? Cred că m-aș da demisia din primul minut. Demisia de la ce? Păi, cum zice și Cosmin, ideea, ideea n-ar fi să profiți tu. De fapt, alții. Ce faci pentru alții? Uite, poate sunt lucruri care te scot din sărită. Academie de educație media. Uite, hai să spun că aș fi un soi de Dumnezeu cu legătură cu lumea asta de comunicare. Că m-am târât până în pipera, nu ca să vorbim despre asta, și presupun că aș fi un Dumnezeu competent dacă aș inventa ceva legat de media literacy. Pentru că vine peste noi, nu? Fake-ul, post-adevărul, nu mai știu ce. Și sigur, am niște satisfacții financiare și existențiale în noua mea postură, dar am și o nostalgie pentru vremurile când puteam să spunem oamenilor ce e mai bine sau mai rău. Alex? Primul lucru pe care l-aș face ar fi să ofer acces la educație tuturor oamenilor din lumea asta, pentru că în continuare există o bucată care nu are și cred că de aici pleacă totul. Adică atâta timp cât învățământul cel puțin ăsta, 8 clase, ar fi gratuit în toată lumea pentru oricine și foarte accesibil, cred că lumea peste o generație ar deveni mai bună, brusc. Eu chiar cred asta. Cred că e o teorie care se poate confirma. Bine, cred că trebuie să începem cu niște tunete și niște ceva, chestii de Dumnezeu rău la adresa profesorilor în activitate. Bine, aici sunt detalii deja astea, dar... În 24 de ore, dacă ești Dumnezeu, ai timp să rezolvi și detaliile. Păi, extinție. Da. Nu, când zic învățământ, mă gândesc la învățământ competent, evident. Mersi mult, Alex Negrea, mulțumesc. Iulian Comănescu. Mulțumesc foarte mult că ați bătut drumul până la noi aici în Pipera, adresa pe care, sigur, nu vă spunem ca să nu ne luați prin surprindere, să nu ne asaltați, dar sigur că e publică pe internet. De-aia nici nu mai spun acum. Îndrăzniți să credeți doar dacă cercetați cu foarte, foarte, foarte mare atenție înainte, pentru că dacă nu s-ar putea să vă loviți de un fake foarte grav. Ne revedem foarte curând. Bye! Thank you.